Bine v-am găsit la emisiunea Bun Șef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Invitatul meu de săptămâna aceasta, Răzvan Cruceanu, expert în gastronomie la Fusion Technique, ne ghidează în universul gastronomiei, bucătăriei moleculare. Am luat contact cu câteva din preparatele bucătăriei moleculare săptămâna asta. Astăzi va fi ultimul și cel mai interesant, probabil. Te-aș întreba însă, înainte de a trece la treabă, după părerea ta, bucătăria moleculară e de succes în România? E o linie de business într-un restaurant să ai așa ceva în România? Există o nișă de amatori de bucătărie moleculară, de bucătărie modernă, să-i spunem mai bine. Nu foarte mare. În România, oamenii de obicei sunt destul de reticenți, dar există câteva restaurante. E scumpă, cumva? Da, poate să fie scumpă sau chiar foarte scumpă, pentru că necesită o mână de lucru calificată, ingrediente de foarte bună calitate, durează și destul de mult. Și nu se poate prepara decât la fața locului. E exclus să fie păstrat un preparat și servit ulterior. Sunt și preparate care se pot prepara în avans, dar majoritatea trebuie preparate pe loc. Ce ne-ai pregătit astăzi? Astăzi o să facem o maioneză lejeră din smântână și ulei de măsline și fără ou. O maioneză fără ou. Este lejeră pentru cine are alergie la ou, de exemplu, sau pentru cine vrea să mănânce o maioneză mai ușoară. Se asociază la aceleași preparate ca și maioneza obișnuită. O să o facem în sifon, e foarte rapidă. 200 de mililitri de ulei de măsline. Orice ulei de măsline sau trebuie să fie... Un ulei de măsline bun. E de preferat. Presat la rece. Da, în principiu. Extra virgin. Eu am unul aici semnat de Fernando Alonso. Se vede după culoare că e un verde frumos. Deci în proporție egală, smântână grasă și ulei de măsline. Și montez tot într-un recipient de sifon. Da, un sifon. Multă lume s-ar putea întreba dacă e atât de mult ulei, cum de e... O să vedeți că se poate. Cum de e lejeră? Lejeră, exact. Pentru că introducem acum o capsulă și o să fie ca o spumă. Se poate face și altfel decât într-un recipient de tipul ăsta? Nu, trebuie obligatoriu să ai... Pentru că e nevoie să creeze emulsie și avem nevoie de presiune. Și este gata. Alături de ce ai servit tu într-un restaurant merge, așa ceva? De exemplu, la un burger cu cartofi prăjiți sau fish and chips sau legume gătite la abur ca un sos. Mai are nevoie de ceva condiment sau e suficient? Și mai poate adăuga, eu știu, un curry sau piper. Da. Și se adaugă în sifon sau ulterior? Da, în sifon. În sifon, da. Deci practic nu mai o atingi după ce... Nu mai. O textură deosebită și ceva neașteptat. E surprinzător și foarte rapid. Asta se poate prepara într-un restaurant în fața clientului? Sau... Cu siguranță. Cu siguranță, da. E mai spectaculos așa. Da. Da. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult pentru ghidul pe care ne l-ai oferit, micul manual de bucătărie moleculară pe care ne l-ai servit în săptămâna aceasta. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem săptămâna viitoare la emisiunea Bun Șef.